Salut, eu sunt Tudoi, acesta este un scurt ghid al Jocurilor Olimpice Paris 2024. Va fi o ediție foarte spectaculoasă care stă să înceapă și avem foarte multe sporturi, așa că haideți să le enumerăm pe toate. Taekwondo, gimnastică artistică, not artistic, atletism, badminton, basket, basket 3v3, volei pe plajă, box, breakdance, în ritmul ăsta o să băgăm Fortnite și Gretarit, slalom cu canoe, sprint cu canoe, ciclism BMX, freestyle BMX, curse, mountain bike, ciclism pe șosea, ciclism pe velodrom, scufundare, călărie, scrimă, fotbal, golf, handbal, hockey, judo, maraton de not, pentatlon modern, gimnastică ritmică, canotaj, rugby în 7, navigație, tras cu arma, skateboarding, escaladă sportivă, surfing, not, tenis de masă, taekwondo, tenis, gimnastică la trampolină, triatlon, volei, polo pe apă, ridicare de greutăți și lupte libere, wrestling. Da, deci dacă n-ați observat, avem foarte multe sporturi și foarte multe variații ale sale. De-a lungul timpului am avut foarte multe ediții, astfel cea de a Paris este a 33-a. Firesc că sporturile s-au mai și schimbat. În trecut am avut evenimente foarte ciudate, cum a fi trasul sforii și acel golf britanic, numit croquet. Dar, din nou, n-am avut niciodată un campionat de grătări. Probabil doar România a fi câștigat. Primele jocuri au avut loc în Atena în anul 1896. Clasamentul all-time al medaliilor de aur este condus detașat de Statele Unite ale Americii cu 1065. Aceștia conduc și clasamentul all-time urmați de Uniunea Sovietică, Marea Britanie, Franța și Germania. Aici, România ocupă un onorabil loc 17 în spatele Olandei și în fața Cubei. Cea mai bună ediție a noastră a fost cea din anul 1984, când am terminat pe locul al doilea la medalii peste Germania. De astfel, anul acesta, din România, are un număr onorabil de 107 atleți. Principalele evenimente la care trebuie să ne uităm sunt notul, deoarece l-avem pe David Pogoriș, care poate să câștige o medalie de aur, și canotajul, deoarece România este foarte bună la acest sport. De asemenea, ne putem uita la fotbal, unde avem 4 grupe destul de interesante, însă nu avem campioana din ultimele 2 ediții, Brazilia, care nu s-a calificat. Câteva nume importante care vor participa vor fi Kevin Turan, fratele lui Marcus Turan, Barcola, care a fost și la Euro, și Luqueba. Dar și Spania, campioana de la Euro, are niște nume foarte interesante. Cubasi și Fermin López de la Barcelona, dar și Sergio Gomez de la Manchester City și Abel Ruiz, care, vă zic eu, în viața reală este o bestie pe teren. Basketul va fi foarte interesant de urmărit, deoarece America își aduce toate vedetele din NBA. De asemenea, atletismul este interesant de urmărit, deoarece este sportul cheie, cel principal, și aici se dobără foarte multe recorduri. De asemenea, la tenis va fi un turneu interesant care se va juca în premieră pe zgura de la Roland Garros. Și ciclismul va fi interesant deoarece vom avea un traseu foarte lung în jurul Parisului. Nu vă mai rețin mult deoarece în doar jumătate de oră începe primul eveniment. 2 meciuri la fotbal. Deci, acesta a fost scurtul meu ghid pentru Olimpiadă. Sper că v-a ajutat. Până atunci, eu am fost Tudor, ne vedem data viitoare. Pa, pa!